Astăzi, preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, a fost prezent în parohia Plopiș. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară al locașului de cult, construit între anii 1868-1881. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că ne-am întâlnit pentru prima dată de când a început această pandemie cu credincioșii la biserică. Pare că n-a fost până acum de plină sfânta liturghie fără ei în biserică. A fost cu această ocazie în parohia Plopiș și avea niște planuri, însă nu s-au realizat din cauza acestei epidemii, însă am sărbătorit sfânta liturghie, bucurându-ne să fim aproape de credincioșii noștri. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să o știe părintele și creștinul de aici. Începând cu data de 1 octombrie 2018, la această parohie a fost numit paroh părintele Ciprian Vasile Sabou, care a desfășurat ample lucrări de înfrumusețare a locașului de cult și a casei parohiale. În această perioadă s-a format și un grup catehetic, care desfășoară diferite activități religioase și culturale. Astăzi, pentru parohia ortodoxă Plopiș, este o zi de mare sărbătoare, avându-l în mijlocul nostru pe preasfințitul episcopul nostru Petroniu. Tot astăzi ne bucurăm cu toții pentru că am putut veni la biserică să ne rugăm împreună după o perioadă grea în care nu s-a putut acest lucru. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate binecuvântările revărsate asupra parohiei noastre. Localitatea Plopiș este situată în partea de sud-vest a județului Sălaj, fiind atestată documentar pentru prima dată în anul 1227.